Să fie cu bună seara și bine v-am găsit la un nou video. V-ați întrebat vreodată ce este pe podul Harbour Bridge și pe partea cealaltă a acestuia? Ei bine, în acest video vom afla răspunsul. Ca să vă las puțin suspansul în așteptare, vom mai filma anumite cadre frumoase din Sydney. Uitați ce frumos este. Opera House. Foarte frumos. Ei bine, dragii mei, sunt sub pod. Cam așa arată locul. Primul lucru care îl remarcăm este un tren care adineauri a trecut. L-am văzut. Deci, primul lucru este trenul care merge pe pod, este o cale ferată pe pod. Pare cam obișnuit și de asemenea acest mister este între ghilimele și o să vă arăt imediat de ce spun acest lucru. Vom înainta în acea parte. Am ajuns la prima cale de urcat pe pod. Un lift. Haideți să mergem cu el. Apăsăm pe bridge. Se închide. Teresa, nu? Haideți să vedem unde ne duce acest lift. Pe aici ieșim. Mergem înainte. Deci așa arată, da, liftul, unde ne-a dus până aici. Și acum înaintăm. Frumos. Ne apropiem de podul Harbour Bridge. Misterul nu este unul plin de suspans, ci unul interesant. Unul către obișnuit, aș putea spune. Un drum, o autostradă, împreună cu o cale ferată. Vedeți? Dar mai sunt alte lucruri interesante. Uitați, de exemplu, suntem la mare înălțime. Un lucru interesant. Vedeți? Eram acolo acum ceva minute și uitați unde sunt acum. Ne apropiem. Ei bine, dragii mei, acesta este podul. Am intrat în el. Vedeți? Interesant. Interesant. Dar și mai interesant este această priveliște. Sper să se vadă. Uite, fac așa. A început să și plouă, de aceea sper să duc acest video la un bun sfârșit.
Uitați ce frumos este. Priveliștea văzută de pe podul Harbour Bridge. Uitați ce frumos este. Un pod. Simplu pod. Frumos. Acum o să pun muzică pe fundal ca să fie videoul mai așa mai deosebit și după aceea vom merge pe partea cealaltă a podului să vă arăt ce este acolo. Haide să apăsăm. Ne vedem jos. Da? S-a deschis. Intrăm acum street, adică mergem jos. Ce frumos. Coborâm. Bun. Da? Aici. Bun venit pe partea cealaltă a podului. Interesant. Interesant. Nimic extraterestru, pot să zic. Interesant. Tot ce pot să spun este că podul Harbour Bridge delimitează două ținuturi. Practic, există două teritorii în Sydney. Nu știu cum se numește acest loc, dar așa ar părea. Că ar fi podul acesta. Delimitează două ținuturi. Și uitați că am sosit pe partea cealaltă a podului. Să vă arăt acum câteva lucruri de aici. A început să plouă mai tare. M-am dus sub un copac. Dar
pot înainta, pentru că puteți vedea orașul Sydney pe partea cealaltă. Deci, clădirile orașului. Haideți să mergem sub acel copac, pentru că începe să plouă și ultima filmare este Luna Park. Deci este un parc în partea aceea și acolo o să și închei acest, să zicem, mic documentar. Încă ceva, dragii mei, am descoperit ceva acolo. Welcome to North Sydney, adică bine ați venit la Sydney Nord. Ei bine, acest pod, așa cum am menționat, delimitează două sectoare din Sydney. Acel loc este denumit Eastern Suburbs. Sper că nu greșesc, dar așa am auzit. Și aici, Sydney Nord. Acum vom merge în partea aceea. Deja se văd niște luminițe splendide. Este vorba despre un carusel. Așa, dăm zoom. Da? Vom înainta în acea parte. Aceasta este ultima filmare. Ghiciți unde mă aflu. Ia ghiciți. Este vorba despre Luna Park. Deci parcul Luna. Ia uitați ce frumos este. De ce nu este și România ca aici? Întrebarea celebră. Ia uitați ce frumos este. Acest carusel minunat. Mamă, ce frumos e. Îmi încântă ochiul să văd așa ceva. Ce este intrarea? Ia uitați ce frumos e. Dar de Crăciun este și mai frumos aici. Pentru că brațul de Crăciun e foarte frumos. Intrarea. O mască zâmbitoare. Luna Park. Și aici celebrul Harbour Bridge în splendoarea lui. A început să plouă mai tare, așa că mă baricadez sub acest palmier ca să puteți vedea mai bine. Stați așa. Da. Acum vom merge înapoi către acel loc. Și cam atâta, dragii mei. Sper din tot sufletul că v-a plăcut acest mic documentar. Și o să revin și data viitoare cu alte videouri interesante. Numai bine!